Am vorbit despre proiecte care sunt cu bătaie lungă, pe termen mai lung, dar haide să vorbim și despre ceva care este palpabil și care poate fi realizat în termen scurt. Înțeleg că v-ați propus să revopsiți podul Sfânta Maria. De ce e nevoie să faceți acest lucru și când credeți că ar putea să fie terminat? Păi acum 3 ani de zile a avut o expertiză tehnică. Noi suntem de fapt obligați. Ce se întâmplă? Acest pod ne aparține. Și din când în când, ca în orice casă, tu trebuie să-ți... Mai văruiești, mai... Exact, și să stabilești prioritățile. Și atunci spui, dom'le, ce trebuie să facem acestui pod? Păi, în primul rând trebuie să facem o expertiză care este obligatorie. Da? Dom'le, dacă tu tot îi faci expertiză, păi trebuie să vezi ce se întâmplă. Pe urmă. El trebuie vopsit, pe aici este ruginit, trebuie să-i faci ceva. Bun. Acest an i-a venit rândul să-i facem o expertiză. Am făcut expertiza tehnică, urmează să-l vopsim. Noi ne dorim până pe data de 15 august. Deci chiar de Sfânta Maria. Exact, pentru că podul se numește Sfânta Maria. Noi ne dorim acest pod să fie ca nou. Trebuie să arate așa. Și noi ne dorim să facem mai multe pe el, dar o să fie probabil o surpriză la vremea respectivă. Sper să ne iasă. Adică vrem până pe 15 august. Dacă nu reușim, până pe 15 august, dar oricum vom face. Dar va fi o surpriză. Va avea o transformare în bine, în frumos. Asta e bine. Până la urmă este un simbol al orașului. A devenit în acei 15 ani de când a fost dat în folosință un simbol al orașului și lumea îl identifică cu Cernavoda. Este podul nostru. Este podul nostru. Câte localități se pot mândri cu un pod? Bun, noi avem un pod peste canal. Este al nostru. Bun, toate aceste proiecte sunt frumoase și oamenii sunt convins că vă pot aprecia pentru ele și vă vor aprecia la final de mandat. Dar omul de rând, care trece pe stradă și pe trotuar, se gândește, bine, dar strada mea când o să fie asfaltată sau reamenajată? Ce le spuneți celor care se gândesc la astfel de proiecte mai pragmatice, până la urmă, la problemele lor de zi cu zi? Noi acum am vorbit de niște proiecte mari. Aceste proiecte sunt proiecte multianuale. Nu poți să spui, domnule, în 2 luni de zile faci obiectivul acela, pentru că nu, n-ar fi corect să spui asta. Important este să-l începi. Tu mai vă spuneam mai devreme că este foarte greu să pleci cu un proiect, pentru că atâta timp cât el nu a existat anterior ca tu să poți să continui să termini obiectivul, l-am luat de la zero. Și în acest moment trebuie să iei absolut totul. Și conceptul în sine fiind nou, el trebuie gândit, regândit, întors de 2-3 ori, până iese în forma în care el ar trebui să arate spre final. Asta înseamnă timp. Bun. Acestea sunt obiective mari. Dar sunt obiective deja începute, anterior, sau nu începute, la stadiul de proiect. Gândite. Ele au existat. Au fost gândite anterior. Au existat niște etape deja depășite, trecute, poate undeva lăsate într-un sertar, stopate, din ce motiv? Iarăși, nu comentez. Pe care n-am făcut altceva decât le-am scos și le-am pus în valoare. Cum ar fi piațeta, de exemplu. Sau asfaltarea. Dom'le, asfaltarea este un obiectiv pe care nu trebuie să ți-l propui tu ca și edil. Nu. El trebuie să existe de la sine. El trebuie să existe, să fie înglobat ca o chestie normală. Bun. N-ai putut să faci asfaltarea anul trecut, acum 3 ani, din diferite motive. Ei, dar asta nu înseamnă că tu de acum încolo nu trebuie să o faci. Nu este un macro-proiect. Este un proiect pe care trebuie să-l faci în permanență. Pentru că o să constatăm că începem proiectarea și execuția unei străzi astăzi și este posibil ca la sfârșitul mandatului, cu o garanție de 5 ani, să trebuiască să le iei. Astea nu sunt obiective majore, nu. Astea sunt lucruri normale pe care trebuie să le faci. Și într-adevăr, acum, deja s-a și început. Este vorba despre Titulescu și strada Salcii. Deja am trecut la asfaltare. De fapt, acum se ridică pavelele vechi, vor fi pavele noi, vor fi borduri noi, va fi covor asfaltic nou-nouț. Pe unul din trotuare va fi o conductă pe care intenționăm să o lăsăm acolo pentru viitor, pentru că, cum bine știți, în curând o să fim obligați să avem iluminatul stradal și tot ceea ce înseamnă cabluri supraterane să nu mai existe. Noi deja ne pregătim, le punem pe dedesubt, noi punem
să existe deja infrastructura necesară, ca atunci când va veni momentul, nu facem altceva decât să punem cablurile. Ne-am gândit la asta. Dar acum fiecare stradă care va fi reabilitată, va avea prevăzut această conductă special făcută pentru așa ceva. Avem zona de trust, unde deja suntem la diferite stadii de avansate, ca și etape. Avem strada energiei, unde vom schimba o conductă de apă. Avem strada Panai-Cerna, unde vom face pluvialul cu tot cu asfaltare. Energiei, la fel, va fi asfaltată. Avem Cazărmii, asfaltată. Deci toate sunt în etape acum. Ele sunt deja demarate. Este doar o chestiune de timp, funcție de cum vin avizele, cum vine documentația. Bun, vreau să încheiem la acest interviu tot cu un proiect de suflet al noastră și mă refer la ideea de a dezvolta o zonă de infrastructură portuară. Îmi spuneați înainte de interviu că aveți și sunteți în discuții deja cu un investitor pentru ca acea zonă să fie una din care să plece, eu știu, marfă mai departe către toată Europa sau către toată lumea, de ce nu? Chiar de aici, de la Cernavoda. Orașul să se poată dezvolta pe partea de nord-vest și să nu ne îndreptăm doar cu fața către centrala nucleară, trebuie să facem ceva pentru zona portoară. Trebuie cumva infrastructura să ademenească agentul economic să vină să investească în portul Cernavoda. Și am mers în paralel. În primul rând am fost să vorbesc cu agenții economici să vedem care își doresc să vină în portul Cernavoda să investească și în paralel a trebuit să facem o strategie a noastră pentru a întâmpina aceste investiții. Nu vă ascund că am stat de vorbă cu cei de la Mahart. Mahart este firma de stat de transport fluvial din Ungaria, care intenționează să vină în portul Cernavoda să facă o autobază, să-i spun așa, o autobază de autovehicule Dacia. Intenționează să facă transport fluvial pe Dunăre, pentru că, cum bine știți dumneavoastră, culoarul acela de autostrăzi, nu știu când o să înceapă, motiv pentru care ei ar fi fost nevoiți să-și transportă și încă își transportă marfa pe auto. E, și atunci le-am propus, dom'le, totuși nu vreți, dați fluvial, pentru că este această posibilitate, știți că este transport ieftin, este rapid, este mai puțin costisitor și, de ce nu, cu cantități mari. Deci vorbim de mașini noi care vor fi încărcate pe nave și să ajungă în toată Europa. Atunci ce puteți să ne oferiți? Dom'le, uite, în portul Cernavodă puteți să veniți să vă faceți o autobază de 500 de mașini sau de 1000 de mașini și să fie un rulaj permanent. Dumneavoastră să transportați pe apă unitățile către Europa și să fie un ciclu de ăsta permanent. Și au fost foarte încântați. Și a zis, da, cu cel mai mare drag. Am vorbit cu dânsii, au venit dânsii la Cernavoda, au văzut locația și a zis, da, este bună ideea, chiar ne dorim, de ce nu? Așa că suntem destul de avansați în idee. Deci a venit reprezentanții guvernului ungar cu care eu am discutat, am fost eu la ei, am vorbit și au venit și la Cernavoda să vadă. Deci au fost interesați, asta este ideea. Și am zis, da, de ce nu? Cu mare drag. Și acum a rămas noi să le facilităm puțin intrarea pe piață, ceea ce ne și dorim. Ăsta este un început. Când sperați ca, eu știu, această colaborare să... Eu zic chiar în vara aceasta, pentru că a rămas în vara aceasta să mai avem o întâlnire. Și vor fi trei parteneri. Va fi guvernul ungar, vom fi noi și va fi un cel de-al treilea partener care va fi cel cu banii. Înțelegeți? Privat, de stat? Este privat. Privat, cu care vor veni dânsii. De fapt, el există, dar a rămas să discute și cu partenerul. Așa că e bine. Am vorbit despre toate aceste proiecte, mi-ați spus că de mult vă doriți să faceți niște ture de bazin. Care e proiectul pe care doriți să-l vedeți realizat cel mai repede și în care aveți, eu știu, de la care aveți cele mai mari așteptări? Dacă m-ați întrebat pe mine în personal, mod special, personal, ar fi promenada. Ar fi promenada și pe toate celelalte. Dar cred că promenada ar fi cea mai importantă, pentru că este o zonă în care este lipsită de valoare. Dacă o să mergeți să vedeți acea zonă acum,
o să vedeți că este păcat. Este păcat. Și o să vedeți după ce se va termina această promenadă cum o să arate. Și o să vedeți că am dreptate. Mult succes! Eu vă mulțumesc și am nevoie și o să vedeți că o să reușim. O să reușim pentru că suntem hotărâți. Indiferent de ce se întâmplă, suntem hotărâți și o să mergem până la capăt. Așa și trebuie, de altfel. Mulțumesc! Da. Eu vă mulțumesc!